primul punct extrem de ușor, pur și simplu calculezi f de 3 care îți va da 3 minus 2, 1, f de minus 3 minus 3 minus 2, deci minus 5, și apoi f de 3 minus f de minus 3 este 1 minus minus 5. Aici trebuia să ai mare grijă la calcule, la semne, 1 plus 5, deci 7. La punctul B ți se cerea distanța de la punctul C de coordonate minus 2, 0 la reprezentarea grafică a funcției. Cum procedezi? Desenezi, vei reprezenta punctul C de coordonate minus 2 și 0. Nu este rău, ar fi fost bine dacă ai fi observat și eu sper că ai observat intersecția cu OX, o obțineai rezolvând f de x egal cu 0, deci x minus 2 egal cu 0, asta înseamnă x egal cu 2. Deci ai punctul, eu am să notez A de coordonate 2 și 0, iar intersecția cu Y, f de 0 îți dă minus 2, deci punctul C, hai să-i spun, B, că avem C de coordonate 0 minus 2. Și asta ar fi fost cea mai ușoară metodă. Uite, acum o explic. Ți se cere distanța de la C la B, observând că distanța de la O la C este de 2, distanța de la O la A este de 2, iar distanța de la O la B este de 2. Observai în felul acesta că triunghiul CAB este un triunghi dreptunghic în B. De ce? Să explicăm. În primul rând, înălțimea BO, BO este perpendiculară pe AC, este și mediană în triunghiul BAC, deci hai să scriem mediană, înseamnă că triunghiul BAC este un triunghi isoscel. Bun. Dar cu mediana, lungimea medianei este jumătate din latura pe care se află piciorul perpendicularei, înseamnă că mediana e jumătate din latura pe care cade, înseamnă că triunghiul BAC, numai că este isoscel, este și un triunghi dreptunghic. Și atunci, fiind triunghi dreptunghic în B, distanța de la C la graficul funcției va fi chiar CB și nu-ți rămâne decât să o calculezi. Deci distanța cerută este de fapt CA, pe care o vom calcula în triunghiul dreptunghic COA. Ai 2 și 2 sunt catetele, deci vom avea radical din 2 la a doua plus 2 la a doua, vei avea radical din 8, 2 radical din 2. Și bine să precizez, în triunghiul COA cu măsura unghiului O de 90 de grade. Sigur că nu este singura metodă. Puteți